Săptămâna patimilor este cuprinsă între sărbătoarea floriilor și cea a Paștelui, altfel spus între sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim și cea a învierii Domnului Iisus Hristos. Această săptămână este cunoscută și ca săptămâna deniilor, slujbele religioase oficiate în această perioadă. Este cea mai importantă săptămână din punct de vedere duhovnicesc pentru noi creștinii. Ea reprezintă momentul de maximă importanță și de înălțare sufletească, pentru că în această săptămână noi nu numai că comemorăm, ci retrăim alături de Mântuitorul Iisus Hristos ultima etapă tragică a vieții sale pământești. De aceea, fiecare zi a acestei săptămâni, denumite Săptămâna Sfintelor Pătimire ale lui Hristos, are o însemnătate aparte. Fiecare zi din această săptămână are o semnificație specială, iar deniile atrag la biserică credincioșii în număr mare. Lunea serbăm alungarea de către Mântuitorul a zarafilor din Templul Sfânt și a celor care vindeau acolo animale. În ziua de marți se face amintire pentru smochinul neroditor care a fost blestemat de Mântuitorul Hristos și apoi uscat. În ziua de miercuri se amintește de dojana pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dat-o celor care în vremea sa schimbau legea și nu înțelegeau însemnătatea și rolul adevăratei descoperiri ale lui Dumnezeu, desigur, cu referire la practicarea moralei sfinte. Joi vedem instituită taina Sfintei Euharistii prin cina pe care Mântuitorul Hristos a luat-o împreună cu ucenicii săi pentru ultima dată înainte de Sfintele Patim și totodată și arestarea sa. Vineri trăim alături de Hristos Sfintele sale pătimiri pentru ca mai apoi, înainte de zorii zilei de duminică, să-L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat, făcându-ne și noi martori la aceasta. În săptămâna patimilor, creștini ortodoxi țin post negru, adică nu mănâncă nimic până la lăsatul serii. Este și săptămâna în care se fac pregătirile pentru Paște potrivit tradiției și rânduielilor bisericești.